Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Irina Boțu și urmăriți în continuare cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare. Vedeți titlurile ediției. Fermierii au ieșit să protesteze în diferite raioane ale țării. Mai multe vă spunem la știri. Un caz suspect de rujeolă în municipiul Chișinău. Un micuț de doar 5 luni este internat în secția de terapie intensivă. Detalii în câteva momente. Președintele american Joe Biden a cerut Congresului să aprobe alocarea de asistență suplimentară Ucrainei. În ce context au fost făcute declarațiile, vă spunem la știri externe. Președintele Ungariei, Catalin Novak, a demisionat. Se întâmplă după un recent scandal. Mai multe detalii aflați în câteva minute. Fermierii au ieșit să protesteze în masă în mai multe raioane ale țării. Potrivit directorului executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, inițiativa aparține în totalitate producătorilor agricoli locali, iar organizația sa doar le oferă sprijin colegilor. Pe lângă fermierii din raionul Hâncești, la punctul de trecere al frontierei leușene, au venit să protesteze și fermieri din alte regiuni din sudul Moldovei. Asociația Forța Fermierilor nu este organizatoare acestor proteste. Sunt niște proteste spontane, la care au ieșit fermierii văzând cum a fost în România. Fiecare raion își organizează propriile proteste. Din motiv că nu toți știu cum să conlucreze cu mass media, ni se cere doar să transmitem această informație către mijloacele de informare în masă. Noi o facem mereu, deoarece în prezent suntem unica organizație care susține acest protest. Alexandru Slusar a precizat că fermierii din raionul Cahul, care au anunțat anterior o pauză, marți își vor relua protestele. În raionul Cahul, protestele au fost stopate pentru două zile din motiv că fermierii au început să desfășoare munci agricole. Bănuiesc că orzul este semănat de vreme din cauza temperaturilor favorabile. Din câte înțeleg, au nevoie de niște lucrări minime, iar marți dimineața fermierii vor relua protestele. Din câte am fost informați, li s-a promis că vor avea o întâlnire cu președintele Parlamentului, deoarece dumnealui este din raionul Cahul. Reamintim că săptămâna trecută ministrul agriculturii Vladimir Bolea a declarat presei că producătorii agricoli, ale căror culturi de porumb au fost afectate de secetă cu 60% sau mai mult în vara anului 2023, vor primi sprijin financiar care le va acoperi parțial pagubele. În aceste scopuri, din fondul de intervenție al guvernului, vor fi alocate 50 de milioane de lei. Vineri, în cadrul unei conferințe de presă, secretarul de stat al Ministerului Agriculturii Vasile Șarban a vorbit despre activitatea Comisiei Speciale de Identificare a Soluțiilor de Decontare între fermieri și creditori. Suplimentar, putem să spunem că la a doua ședință a fost discuția ca noi să prezentăm informația venită de la creditori, să o prezentăm la asociație, ca ei să verifice prin rândul producătorilor agricoli din listele lor. Însă noi am primit ca și informare, atenționare din partea creditorilor că nu putem face acest lucru, deoarece vorbim despre dreptul asupra confidențialității și secretul comercial. Deci fiecare își rezolvă problemele cum el știe mai bine. Însă am fost asigurați că toți producătorii agricoli care s-au adresat, li se examinează solicitările destul de atent în favoarea lor, evitând trecerea lor în insolvabilitate sau executarea datoriilor respective prin diferite gajuri care au fost puse la creditori. Autoritățile moldovenești au condamnat atacurile Rusiei împotriva Ucrainei, care spun ei afectează și Republica Moldova. Președintele Maia Sandu, premierul Dorin Recean și ministrul de externe Mihai Popșoi au comentat pe rețelele de socializare descoperirea pe 11 februarie a rămășițelor unei drone de luptă pe unul dintre câmpurile din raionul Vulcănești, de lângă granița cu Ucraina. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei lovește aproape de casă, în Republica Moldova. Din nou, descoperirea resturilor de drone Shahed în sudul Moldovei servește astăzi în calitate de un alt memento dur al realității sumbre cu care ne confruntăm. Agresiunea Rusiei pune în pericol întregul continent. Sprijinul pentru Ucraina trebuie să continue.
În partea de sud a Moldovei au fost găsite fragmente a unei drone. O anchetă este în curs de desfășurare. Autoritățile asigură securitatea, iar riscuri pentru populația locală nu există. Rămășițele dronei Shahed găsite în sudul țării, în apropierea graniței, amintesc clar de violența și distrugerea provocate de Kremlin. Stand with Ukraine. Reamintim că la data de 11 februarie, în zona graniței moldo-ucrainene, în apropierea satului Etulia, raionul Vulcănești, poliția de frontieră a descoperit fragmente dintr-un vehicul aerian fără pilot de tip Shahed. Potrivit polițiștilor de frontieră moldoveni, zona în care au fost găsite rămășițele dronei de luptă a fost izolată. Potrivit informațiilor autorităților ucrainene, un atac cu drone a avut loc în noaptea de 19 februarie asupra regiunii Izmail de pe teritoriul Ucrainei, în apropierea de frontiera cu Republica Moldova. Există bănuială că resturile de drone depistate ar aparține unei drone doborâte din sistemul antiaerian ucrainean. Potrivit polițiștilor de frontieră din Republica Moldova, fragmentele din vehiculul aerian fără pilot au fost trimise spre studiu la Centrul de Medicină Legală Tehnică și Științe Legale. Autoritățile moldovenești sunt hotărâte să ia măsuri concrete pentru a include regiunea transnistreană în cadrul legal național. Vicepriministrul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, a făcut declarația pentru un ziar național. Potrivit vicepremierului moldovean pentru reintegrare, Chișinăul și Bruxelul au o viziune comună cu privire la soluționarea problemei transnistrene. În plus, Oleg Serebrean a comentat teza exprimată anterior de către șeful statului, conform căreia integrarea europeană a Moldovei se va produce cel mai probabil în două etape, inițial pe malul drept al Nistrului, iar ulterior pe malul stâng. Doamna președintă a spus ceea ce s-a spus și la Bruxelles, adică este un punct de vedere împărtășit și de Chișinău și de Bruxelles și ne bucură foarte mult faptul că am găsit această înțelegere la partenerii noștri europeni care n-au legat procesul de integrare europeană de procesul de reintegrare. Eu cred că procesul de integrare europeană ne va ajuta și ne ajută deja în procesul de reintegrare și cu cât Republica Moldova și Ucraina vor fi mai ancorate în Europa, cu atât mai greu va fi pentru această regiune să nu se conformeze acestor reguli. Și nu mă refer doar la taxe vamale sau la accizele care ar putea urma sau la alte rigori fără de care nu mai putem merge înainte. Cât despre factorul evenimentelor militare din Ucraina, vicepremierul pentru reintegrare a recunoscut că în ultimii doi ani tot mai mulți cetățeni din regiunea transnistreană, inclusiv reprezentanții mediului de afaceri, au demarat perfectarea documentelor în domeniul juridic național al Republicii Moldova. Toți cei din partea stânga a Nistrului, sau aproape toți, trec cel puțin o dată în săptămână în partea dreaptă a Nistrului, pentru varii motive. Au rude, mulți își fac cumpărăturile sau pentru activități culturale. Am fost surprins să constat asta, că destul de mulți vin bunoară la Teatrul Cehov sau la operă. Este falsă și percepția că presa din Republica Moldova este neaccesată sau că este, nu este adevărat. Sunt câteva publicații de limba rusă foarte citite în partea stânga Nistrului, foarte urmărite online. Și în limba română de asemenea, pentru că noi totuși uităm că aproape 40% din populație este de limbă română. Amintim că potrivit Biroului pentru Reintegrare, în anul 2023, dintr-un total de 26 de proiecte ale programului de reintegrare de țară, au fost implementate 25. Astfel, din suma totală a resurselor financiare alocate în valoare de 15 milioane de lei în aceste scopuri, beneficiarii au capitalizat aproape 13 milioane de lei. În total, începând cu 2011 și până în anul 2023, au fost finanțate 550 de proiecte în valoare de peste 175 de milioane de lei. Nu există haos în sistemul judiciar, dar situația din interior este una destul de complicată. Declarația aparține președintelui Consiliului Executiv al Asociației Judecătorilor, Angela Bostan, și a fost făcută în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Declarația vine după ce mai mulți lideri ai unor ramuri ale guvernării, printre care și premierul Dorin Recean, au menționat public anumite procese, precum și numele magistraților care le instrumentează. Eu am spus foarte clar, voi continua să dau nume și asta voi face. Deci încolo, indiferent câte proteste și de astea
nemulțumiri vor fi de la diferite asociații care, în loc să se ocupe de integritatea procesului. Eu n-am văzut lumea să iasă în declarații și să spună foarte clar atunci când judecătorii greșesc. N-am văzut lucrul ăsta. Eu voi continua să fac lucrul acesta și vreau să încurajez judecătorii onești, judecătorii curajoși, că ei sunt, să facă un pas înainte și noi, gradual, să curățăm justiția de corupție. Președinta Consiliului Executiv al Asociației Judecătorilor susține că asemenea declarații ale politicienilor nu sunt inacceptabile. Și acel sistem politic și acei actori, participanți ai procesului judiciar, au la îndemână acele instrumente procesuale pentru a contesta o hotărâre judecătorească. Au contesta, aș expune argumentele, aș expune acordul sau dezacordul cu el, fără a fi personalizate careva persoane, fără a fi scoase în evidență anumite nume. Despre declarațiile premierului Dorin Recean, dar deja la un alt post privat de televiziune, a vorbit și fostul președinte al Comisiei Parlamentare Juridice, Numiri și Imunități, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Olesea Stamate. Noi trebuie să decidem. Dacă n-am decis deja, eu credeam că am decis. Ce fel de justiție vrem să construim în Republica Moldova? Vrem să construim o justiție independentă? Sau o justiție controlată? Iată, pornind de la acest deziderat, alegem acțiunile. Eu credeam, încă mai cred, că noi vrem să construim o justiție independentă. Și atunci, asemenea declarații sunt inadmisibile. Menționăm că, potrivit serviciului de presă al Guvernului, viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, va efectua o nouă vizită oficială la Bruxelles în perioada 21-22 februarie. Pachetul de legi în sfera justiției și a drepturilor fundamentale ale omului este primul care va fi evaluat în conformitate cu standardele UE. Comuniștii îndeamnă cetățenii să boicoteze plebiscitul care ar urma să aibă loc în aceeași zi cu alegerile prezidențiale din toamna anului 2024. Informația se regăsește într-un comunicat de presă publicat de către membrii formațiunii PCRM. Anterior și reprezentanții socialiștilor au publicat un îndemn similar. Moldova de astăzi este un stat capturat cu un regim totalitar, corupt, represiv, condus de Sandu. Nu la aceasta se așteaptă societatea moldovenească de la integrarea europeană. În aceste condiții, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova face apel către cetățeni, către activiști publici, către partide politice să se unească în jurul ideii de a boicota referendumul Maiei Sandu, fals, ilegitim, lipsit de un sens juridic. Anterior și liderii socialiștilor au venit cu un îndemn tras la Indigo către societate. Мы не будем участвовать в этом референдуме. То есть наш призыв к населению. Noi nu vom participa la acest referendum, iar îndemnul nostru către societate este să nu ia în mâini buletinul de vot pentru referendum. Vor fi trei scenarii în cadrul acestui plebiscit. Unul să iei buletinul și să votezi pentru. Al doilea e să votezi împotrivă și aceasta este periculos, pentru că noi formăm prezența la vot. Și al treilea scenariu, venim, luăm buletinul, votăm pentru președinte, iar al doilea buletin îl ignorăm și spunem că noi nu vom participa la referendum. Iată de ce îndemnul nostru e să boicotăm și să nu participăm la show-urile Maiei Sandu. Între timp, reprezentanții partidelor de dreapta extraparlamentare spun că plebiscitul din toamna acestui an presupune anumite riscuri. Încercarea de a impune acest referendum ca o temă de discuție pentru viața politică sau pentru lupta politică în campania electorală s-ar putea să dea greș, din cauza că el oricum se suprapune pe alegerile prezidențiale. Așa. În aceste alegeri vor participa candidați la funcția de președinte și pentru ei va conta în primul rând mesajul propriu, mesajul pe care îl vor transmite. Bănuiesc, presupun, știu că se lucrează și eu sper că acest lucru va reuși și pe segmentul centru-dreapta extraparlamentar. Deci va fi un program, un candidat, o persoană care va pleda pentru un program politic care va fi și pro-european. Și asta va însemna că alegătorii vor fi îndemnați să voteze în primul rând candidații pro-europeni. Și în acest context și referendumul.
Multe probleme au fost lăsate pe planul 2 și atunci, ca să nu răspunzi la mai multe întrebări, îți cauți un mesaj de campanie. Totodată, acest proces este mult prea important și chiar dacă unii politicieni ar vrea să-l folosească exclusiv în campanie electorală, oamenii maturi din această societate trebuie să prevadă anumite riscuri, pentru că acest proces, dacă a fost luată decizia, va afecta, indiferent rezultatul pozitiv sau negativ, generații întregi, generații viitoare. Nu într-atât pe agenda internă, cât va demoraliza, în cazul unui eșec, întregul eșecher politic de dreapta. Am încercat să obținem o reacție la declarațiile politicienilor de la Rima Plăciuntă, purtătorul de cuvânt al administrației prezidențiale, dar până la difuzarea acestui material dânsa nu a răspuns nici apelurilor și nici mesajelor noastre. Anterior însă Maia Sandu a subliniat că referendumul va decide soarta țării. Această decizie de la referendum va defini soarta țării pentru mulți ani înainte. Ne dorim un scrutin care să aducă cât mai mulți alegători la vot. Și din experiența noastră știm că la alegerile prezidențiale avem întotdeauna cea mai înaltă rată de participare în comparație cu alte scrutine. Parlamentul este gata să inițieze procedurile juridice în acest sens. Acum, evident că provocările sunt și vor urma, dar noi credem că le putem transforma într-o oportunitate, pentru că este această șansă care noi toți, ca lideri ai partidelor politice, putem să o valorificăm, pentru că, unu, există această decizie pozitivă recentă a Consiliului European, ceea ce demonstrează clar că liderii europeni ne susțin. Doi, avem un suport destul de înalt în rândul cetățenilor pentru susținerea integrării în Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Și trei, avem autoritatea morală a doamnei președinte Maia Sandu de a iniția acest referendum. Partidele de dreapta au fost prea cuminți în raport cu activitățile guvernării, dar a venit momentul ca starea de lucruri să se schimbe. O spun reprezentanții partidelor extraparlamentare pro-europene, care sunt de părere că până acum ei au fost ținuți în umbră, intenționat. În cadrul emisiunii 7 zile de la postul nostru de televiziune, secretarul general al Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, Igor Clipi, a subliniat că până acum partidele de pe ișichierul de dreapta au urmat o anumită agendă politică. Până ziua de azi, partidele de dreapta au comis o greșeală, sau se poate constata că e o greșeală, din cauza că au fost peste măsură de corecte. Așa. Și au încercat să aibă un fair play cu partidul de guvernământ. Partidele de dreapta au respectat cumva un apel, un îndemn, uneori nu chiar corect din partea guvernării, de a nu ataca vectorul european și cumva de a nu ataca guvernarea care este pro-european. Deci noi am urmat într-un fel agenda politică care ni s-a impus de către partidul de guvernare și noi am evitat să atacăm uneori foarte dur. Așa. Sau foarte concret. Ceea ce au făcut alte partide care erau un pic de altă zonă geopolitică din Republica Moldova. Și noi vedem că ele sunt în sondaje, ele sunt chiar luate în alianțe la nivel local. Deci, din păcate, lucrul ăsta n-a fost respectat de către în zona asta pe dreapta. De ce spun asta? Din cauza că eu consider că de azi înainte lucrurile se vor schimba. Întrebați de ce nu se regăsesc în sondaje, reprezentanții partidelor extraparlamentare au subliniat că acestea sunt exerciții sociale pentru moment și că situația se poate schimba de la o zi la alta. În Republica Moldova des se schimbă conjuncturile politice și cred că de data asta nu va fi o excepție. Pentru Așa. Noi este anumit, haideți să spunem, raport de forță previzibil. Vor exista trei forțe politice în Republica Moldova. Vor Așa. Exista forțele proruse, care sunt finanțate de către Federația Rusă. Încearcă să fie consolidat un pol pe segmentul de centru susținut de oligarhii fugari și vor exista forțe pro-europene. Deci PAS-ul nu va fi unica forță pro-europeană care poate fi votabilă și nici numai, care nu îi va ajunge suficiente voturi să mai guverneze de una singură. Încercăm să consolidăm tot ceea ce a rămas mai bun în afara
partidelor, nu știu, parlamentare și să oferim această alternativă. Noi suntem destul de conștienți de ce aici se întâmplă, însă modul în care este organizată viața politică în Republica Moldova, ea este toxică. Și riscul care vine acum cu referendumul ăsta în condiția când pasul scade, iar cei de dreapta sunt ținuți în umbră intenționat, problema cu sondajele este un pic, e o problemă de mare importanță și depinde cum va derula viața politică mai departe în Republica Moldova. Solicitată pentru o reacție, Adriana Vlas, ofițerul de presă al PAS, până la ora difuzării acestui material, nu a răspuns nici apelurilor și nici mesajelor noastre. Declarația formațiunii o vom mediatiza în următoarele buletine informative. În cadrul Moldova Cyber Security Forum au fost lansate două instituții noi, împuternicite să prevină amenințările cibernetice. Mai exact, este vorba despre Agenția Națională pentru Securitatea Cibernetică și Institutul Național de Inovație în Securitatea Cibernetică, CyberCor. Potrivit prim-ministrului Dorin Recean, aproape toate serviciile din țara noastră au fost digitalizate. Iată de ce securitatea cibernetică devine un aspect destul de important. Este timpul ca noi toți și ca angajați în sectorul public și ca întreprinzător și ca angajați în sectorul privat, dar și fiecare din noi ca și cetățeni să atragem tot mai multă atenție și să investim tot mai multă educație, dar și alte tipuri de investiții în securitatea cibernetică. Pentru că securitatea cibernetică ne asigură într-o anumită măsură, dar într-o măsură foarte mare, și securitatea informațională. Evenimentul a fost organizat de către reprezentanții Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Universitatea Tehnică a Moldovei și TechWheel, cu suportul USAID al Suediei, al Marii Britanii, al misiunii de parteneriat a Uniunii Europene în Moldova și E-Governance Academy. Moldova is a regional leader in digitalization. Moldova este lider regional în digitalizare, trebuie să fim mai rezilienți și mai protejați. Aceasta înseamnă că ne îmbunătățim reziliența. Deja suntem destul de ocupați în acest an, construim parteneriate semnificative cu prietenii noștri. Together, I know we're building a democratic... Împreună sunt sigur că vom construi un viitor prosper și în siguranță pentru oamenii din Moldova. Potrivit organizatorilor evenimentului, la Moldova Cyber Security Forum 2024 au fost înregistrați peste 1000 de oameni, iar peste 40 de persoane au ținut discursuri. Piața plăților cu cardul bancar a înregistrat o creștere fără precedent în ultimii 3 ani. Datele au fost prezentate într-o analiză săptămânală de către economistul Veaceslav Ioniță. Potrivit expertului, volumul total de utilizare a acestui tip de plată în anul 2023 a ajuns la aproape 170 de miliarde de lei. Veaceslav Ioniță a remarcat că cea mai mare parte a tranzacțiilor cu carduri bancare o reprezintă plățile bancare în interiorul țării. Dacă ne uităm după structura pieței, vedem cel mai mare sunt cardurile moldovenești cu achitarea Moldova, 80% sau 135,6 miliarde lei. Doi sunt cardurile moldovenești, cardurile străine cu achitare Moldova, 19,2 miliarde lei sau 11% și în sfârșit cardurile moldovenești cu achitarea peste hotare. Unul dintre punctele asupra cărora expertul a atras atenția a fost câți moldoveni au plătit totuși cu cardul. Dacă în 2010 cetățenii Republicii Moldova au făcut achitări cu cardul de 1,1 miliarde lei. Deci timp de o an de zile, moldovenii au achitat 1 miliard de lei cu cardul. În acest an, în 2023, în 2023, noi am ajuns la aproape 64 de miliarde de lei. Oameni buni, o creștere de 60 de ori în câțiva ani de zile. Doar față de 2020, achitările cu card au fost de 22,4 miliarde lei, acum 64 de miliarde lei. Este o creștere pur și simplu spectaculoasă. Veaceslav Ioniță a atras atenția și asupra unei nuanțe pe care datele oficiale nu o pot reflecta. Sunt de fapt carduri străine care au fost emise peste hotare și noi le vedem ca străini care achită Moldova. De fapt, sunt niște carduri străine care au fost date cetățenilor Republicii Moldova și rudilor de peste hotare le pun bani pe aceste carduri, el merge la magazin, achită cu dânsul și noi credem că este un străin, dar de fapt este un moldovan, care în felul acesta primește remitență de peste hotare. Dacă observați, 3 miliarde de lei, asta înseamnă circa 150 de milioane de euro sau aproape 200 de milioane de dolari, 180 de milioane de dolari,
Ăștia sunt bani care, în afara de remitențele care le vedem noi oficial, sunt banii care tot au intrat în țară și care noi îi vedem ca străini, dar de fapt sunt moldoveni. Fenomenul bullying ia amploare în Republica Moldova. De la începutul acestui an, în țara noastră au fost înregistrate peste 770 de cazuri, cele mai multe dintre ele fiind semnalate în școli și grădinițe. Pentru a preveni răspândirea și pericolele acestei forme de comportament în rândul copiilor și al adolescenților, autoritățile au lansat campania de informare și sensibilizare Împreună fără bullying. Bullying-ul este întâlnit în rândul copiilor pe teritoriul școlii, la terenuri de joacă, în transport public, în cartier sau pe internet. Autoritățile susțin că pentru a obține suport, dar și informații detaliate referitoare la acest fenomen și la metodele de combatere, cetățenii pot accesa platforma online stopbullying.md. Este o platformă gratuită, accesibilă pentru toată lumea. Ea conține referințe pentru copii, pentru părinți, pentru cadre didactice. Avem materiale care sunt dezvoltate într-un limbaj foarte simplu, accesibil, cu videouri scurte care explică ce este fenomenul și ce se poate face imediat. Școli, organizații non-guvernamentale, instituții de stat, mass media, publicul larg, este nevoie să ne unim pentru a dezvolta strategii, practici bune, inițiative eficiente în promovarea unei schimbări de atitudine în ceea ce privește bullying-ul. Potrivit autorităților, pe parcursul a 6 luni vor fi desfășurate o serie de activități de informare și sensibilizare în baza acestui fenomen. E vorba de schimbare de mentalitate, inclusiv a cadrelor didactice, așa că aici noi trebuie să întreprindem pașii care i-am schițat. În primul rând să ne clarificăm cum măsurăm și să ducem evidența. Niciun fenomen nu poate fi combătut dacă nu e măsurat. Conform datelor statistice, 9 din 10 elevi ai gimnaziilor din Republica Moldova sunt afectați de bullying. Potrivit specialiștilor, pentru combaterea fenomenului este necesară o conexiune mai strânsă între sistemul de sănătate și cel al educației. În primul rând, depresia este o consecință importantă a bullying-ului. Este un cerc vicios și studiile arată că de 2 ori mai des copiii care au probleme de sănătate mentală sunt victime ale bullying-ului comparativ cu ceilalți copii. În cadrul proiectului Împreună fără bullying au fost instruiți 80 de formatori naționali în prevenirea acestui fenomen, care la rândul lor urmează să desfășoare sesiuni de informare și instruire a profesorilor din întreaga țară. De asemenea, au fost oferite 5 granturi organizațiilor societăților civile pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a bullying-ului în instituțiile de învățământ. Un caz suspect de rujeolă în municipiul Chișinău. Despre aceasta a anunțat șeful Direcției Asistență Medicală și Socială a municipiului Chișinău, Vladimir Bolocan. Potrivit sursei, este vorba despre un micuț de doar 5 luni, care actualmente este internat în secția de terapie intensivă. Deocamdată, cazul nu a fost confirmat, mai susține Bolocan. Mai avem un caz suspect la rujeolă în cadrul unei familii de refugiați din Ucraina. La moment, copilul, care este născut în august 2023, este internat în cadrul Spitalului Clinic Municipal de Boli Infecțioase de Copii în secția de terapie intensivă. Se încearcă prin intermediul medicului de familie din sectorul botanică să se ia legătură cu părinții pentru a monitoriza starea lor de sănătate, deoarece nu există date nici cu privire la vaccinarea părinților și părinții nu furnizează date cu privire la starea lor de sănătate, dar din câte înțeleg deja s-a reușit comunicarea și părinții sunt în stare de sănătate stabilă, fără simptome. Întrucât cazul este încă suspect, așteptăm confirmările sau infirmările. Bolocan a reamintit că unicul tratament specific împotriva rujeolei este vaccinarea și a îndemnat părinții să-și imunizeze micuții la medicul de familie. Șeful de la Sănătate s-a referit și la situația privind cazurile de infecții acute ale căilor respiratorii. O creștere în ceea ce privește cazurile de pneumonie, în special, dar de fapt și în rândurile maturilor și în rândurile copiilor. Pe această cale, încă o dată, mă adresez populației să fie precauți și să nu se ocupe cu automedicația. Mai mult ca atât, au crescut și numărul de traume în rândul copiilor,
ceea ce, încă o dată, vin cu un mesaj către părinți și către adulți să supravegheze copiii, deoarece traumatismele în rândurile copiilor sunt în continuă creștere. Urmează o scurtă pauză de publicitate, rămâneți aproape! Complexul memorial Cimitirul Eroilor este în proces de reabilitare. Proiectul este realizat de către reprezentanții primăriei municipiului Chișinău în colaborare cu Consiliul Județean Buzău, România. Detaliile la acest subiect au fost prezentate în cadrul ședinței de luni a serviciilor municipale de către pretorul sectorului Botanica, Diana Guba. Proiectul de amenajare a teritoriilor din Bulevardul Decebal 17 adiacent Cimitirului Eroilor se execută lucrări de pavare a spațiului în preajma pereților ascuțiți adiacent Bulevardului Decebal. Urmează continuarea lucrărilor de placare a treptelor cu piatră de cosăuț. Proiectul renovare a aleilor pietonale, parte în pare a străzii Hristo Botev, urmează inițierea lucrărilor de demontare a bordurii la carosabil și a trotuarelor uzate. Amenajarea scoarelor din strada Zelinski, intersecție cu Bulevardul Decebal, au fost demarate lucrări de placare a treptelor în adiacentul Bulevardului Decebal. Amenajarea trotuarelor și locurilor de parcare Traian, etapa 1, urmează demontarea bordurii la carosabil la intersecția Bulevardului Traian cu strada Independenței și demontarea trotuarului uzat. În cadrul aceleiași ședințe, șeful Direcției Mobilitate Urbană s-a referit la eliminarea situațiilor de avarie pe carosabilul din capitală. De către echipele ex-grupo, în toate sectoarele municipiului Chișinău sunt executate lucrări de lichidare a situațiilor de avarie care au apărut pe carosabil. Aceste situații, în mare majoritate, au fost lichidate. La ora actuală sunt executate activități de intervenție și lichidarea situațiilor care sunt identificate repetat. Acestea, cu regret, apar din motivul unei îmbătrâniri a suprafețelor asfaltate pe drumurile publice municipale și totodată vreau să aduc la cunoștință că se depun eforturi pentru a lichida cu asfalt rece, după care vom interveni repetat cu asfalt fierbinte, scopul principal astăzi fiind de a crea o zonă de deplasare confortabilă pe drumurile municipale. La rândul său, primarul capitalei Ion Ceban a solicitat tuturor pretorilor și șefilor de direcții să iasă în teren și să inspecteze mersul lucrărilor și al proiectelor în cartierele și pe străzile orașului. Primarul a cerut totodată inspectarea tuturor proiectelor finisate și a cerut agenților economici să intervină acolo unde este cazul, conform contractelor de garanție. Anual, la data de 11 februarie, este marcată Ziua Europeană a numărului 112. Pe parcursul anului trecut, la numărul de urgență au fost preluate peste 2.400.000 de solicitări din partea cetățenilor, media zilnică fiind de 6.500 de apeluri. Potrivit specialiștilor, majoritatea dintre acestea sunt de ordin medical. Totodată, cele mai multe solicitări preluate de un singur operator pe parcursul anului precedent au atins pragul de 50.000 de apeluri. Potrivit specialiștilor din cadrul serviciului 112, la numărul unic de urgență zilnic, în medie, pe parcursul anului trecut, au fost înregistrate 2036 de apeluri de ordin medical. 741 de oameni au solicitat intervenția polițiștilor, iar 79 de persoane au solicitat serviciile pompierilor. Cele mai des oamenii solicită servicii de urgență pentru situații medicale, cum ar fi hipertensiune arterială, copil bolnav, dureri abdominale sau de spate, dureri torace, căderi și alte accidente. Adeseori oamenii solicită intervenția echiparului de poliție în situațiile de conflict, persoane agresive, persoane agresate, violență în familie. Oamenii deseori ne contactează pentru a solicita intervenția poliției în parcări neregulamentare.
În prezent, în cadrul serviciului 112, activează peste 80 de operatori. Pe teritoriul Republicii Moldova, numărul unic pentru apelurile de urgență funcționează non-stop. Oamenii susțin că apelează deseori la numărul unic de urgență cu diverse probleme. Am chicat de pe o masă, ne-a rupt nasul, am avut probleme mari. O venit, știu, vreo 20 de minute, o venit. Sănătate și să bispicească lumea, cum o mai bispicit-o și până amul. Mai mult probleme de sănătate, dacă e nevoie. Sau dacă observ ceva, un incident pe stradă sau atunci doar. Cazuri excepționale. Când sosedi șumează. Eu apelez mai des atunci când vecinii fac gălăgie. De exemplu, până la 23 încă nu zicem nimic, iar dacă fac gălăgie, până mai târziu sunăm, deoarece copilul meu nu poate să adoarmă. Când au fost cazuri că m-a apelat, rapid a reacționat. Că 10-15 minute, timp de noapte, copil dacă în caz ceva sau temperatura prea tare ridicată, dar aș dori mult sănătate, succes în carieră, servicii ușoare și fără primejdii. De la începutul anului 2024 au fost înregistrate peste 230.000 de apeluri, iar timpul mediu de procesare a unui apel de urgență este de 52 de secunde. Menționăm că în cazul unei situații de urgență, cetățenii pot contacta Serviciile Naționale de Urgență oriunde în UE, apelând același număr, 112. Numărul european de urgență a fost creat în anul 1991, iar începând cu anul 2009 este singurul număr care poate fi folosit de pe orice telefon fix sau mobil pentru a beneficia gratuit de serviciile de urgență, ambulanță, poliție și pompieri. Președintele american Joe Biden a cerut Congresului să aprobe alocarea de asistență suplimentară Ucrainei și a subliniat că eșecul în această abordare ar fi echivalent cu o neglijență penală în legătură cu Kievul. Biden a făcut declarația în cadrul unei întâlniri cu cancelarul german Olaf Scholz la Washington. Olaf Scholz a cerut de asemenea parlamentarilor americani să deblocheze ajutorul deoarece sprijinul Statelor Unite, potrivit lui, este de neînlocuit. Săptămâna trecută, Senatul SUA a început activitatea cu referire la un pachet mai restrâns, care ar include mai puțin ajutor pentru Ucraina și Israel decât a fost propus inițial, dar chiar și acesta ar putea să nu primească suficient sprijin din partea republicanilor. Vineri, reprezentanții celor două partide americane au vizitat Kievul, acolo unde au promis sprijin continuu pentru eforturile de apărare ale Ucrainei. Vladimir Zelenski, care i-a primit pe americani, susține că semnalul este foarte important. În aceeași zi, președintele ucrainean a anunțat noi schimbări în rândurile conducerii militare de vârf. Între timp, președintele francez Emmanuel Macron și-a amânat brusc vizita în Ucraina. Într-o declarație, autoritățile franceze au subliniat că data aleasă pentru călătorie nu a fost definitivă și au decis să o schimbe pentru a dedica mai mult timp asigurării siguranței liderului francez. La începutul anului, Emmanuel Macron a anunțat că va veni la Kiev pentru a discuta despre noi livrări de arme și pentru a finaliza pregătirea unui acord bilateral cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Șeful Pentagonului, Lloyd Austin, este din nou internat în spital cu simptome care indică probleme grave ale vezicii urinare. Anunțul a fost făcut de către secretarul de presă al Pentagonului, generalul Patrick Ryder. Potrivit surse despre incident, au fost sesizat secretarul adjunct al apărării și președintele statului major comun. În plus, au fost anunțați și cei de la Casa Albă, dar și din Congres. Principalul șef militar american a fost plasat în secția de terapie intensivă de la Centrul Medical Militar Național, acolo unde va rămâne sub observație. Comanda și autoritatea șefului Pentagonului au fost transferate temporar către adjunctul Kathleen Hicks. La începutul lunii ianuarie, Austin a fost operat de cancer la prostată. Nu este deocamdată clar dacă Austin va putea zbura la Bruxelles pe data de 13 februarie, acolo unde urmează să modereze următoarea conferință a grupului de contact pentru apărarea Ucrainei. După aceasta, Austin urma să participe la o reuniune a miniștrilor apărării NATO. Armata israeliană a lansat o serie de lovituri aeriene împotriva țintelor grupului palestinian Hamas la Rafah, în sudul fâșiei Gaza, anunță reprezentanții IDF. Potrivit presei regionale, 100 de oameni au murit în urma grevelor din ultimele zile. Comunitatea internațională avertizează Israelul împotriva inadmisibilității unei operațiuni la sol, la Rafah, acolo unde se află sute de mii de palestinieni. Cu toate acestea, Israelul insistă că aceste acțiuni sunt vitale pentru securitatea țării.
Ne dorim cu adevărat să realizăm demilitarizarea sectorului și acest lucru necesită control de securitate și responsabilitate supremă pentru securitate pe întreg teritoriul aflat la vest de râul Iordan, inclusiv din fâșia Gaza. Nu există nicio alternativă la aceasta în viitorul apropiat. Noi spunem aceasta tuturor, comunității internaționale, președintelui SUA, tuturor liderilor. Nu există niciun înlocuitor. Președintele american Joe Biden a considerat deja excesive acțiunile Israelului în fâșia Gaza. Duminică acesta l-a sunat pe Netanyahu și l-a avertizat împotriva invadării Rafah fără a dezvolta un plan clar pentru a asigura civilii. Agențiile de asistență spun că evacuarea este imposibilă pentru că oamenii nu au unde să meargă. Hamas avertizează cu privire la multe victime în cazul operațiunii Rafah și cu subminarea negocierilor pentru eliberarea ostaticilor. Pe fondul informațiilor despre atacuri aeriene în sudul enclavei, IDF a anunțat eliberarea a doi prizonieri israelieni într-un raid la Rafah. Spitalul Al-Aqsa din fâșia Gaza și-a reluat activitatea. Pentru prima dată într-o lună, în regiune a fost livrat ajutor umanitar, inclusiv medicamente, echipamente necesare și vaccinuri. Anunțul a fost făcut de către reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății. Acum instituția medicală, cu pași lenți, dar siguri, revine la un regim normal de activitate. În imagine este spitalul Al-Aqsa din partea centrală a fâșiei Gaza. Astăzi, pentru prima dată într-o lună, OMS a livrat ajutor umanitar centrului medical. În luna ianuarie, unitatea medicală a fost lăsată de izbeliște. Din cauza situației dificile, aici au rămas să lucreze doar 5 medici. Acum, numărul lucrătorilor din domeniul sănătății a ajuns la 300. UNFPA is here at Al-Aqsa Hospital. Fundația noastră împreună cu ONU a livrat echipamentul necesar medicilor pentru a efectua operațiuni de urgență la spitalul Al-Aqsa. În primul rând, ajutorul umanitar include medicamente și consumabile pentru naștere. În plus, OMS a livrat echipamente pentru tratarea traumelor, precum și medicamente și vaccinuri împotriva tetanosului. Fondurile primite sunt destinate pentru aproximativ 4.000 de pacienți, au precizat cei de la organizație. Cu toate acestea, potrivit medicilor, ajutorul nu este suficient. Secția traumatologiei este plină de pacienți, nu există locuri în spital. Mii de persoane cu diferite boli sunt tratate într-un singur departament. Am adus analgezice și proviziile necesare de urgență. Avem și o lipsă de echipamente ortopedice și de laborator. Noi, OMS, vom continua să furnizăm unității medicale materialele necesare. Problema lipsei de locuri în spitale este acută. Instituția are o capacitate doar de 270 de paturi. Cu toate acestea, în prezent, aproximativ 400 de pacienți se află în spital. Alți 5.000 de refugiați au rămas în Al-Aqsa după tratament în căutarea unui adăpost. We are here. Sistemul de sănătate suferă nu numai din cauza blocadei și ostilităților, ci și din cauza deplasării populației. Afluxul mare de refugiați creează obstacole pentru ca lucrătorii din domeniul sănătății să își desfășoare munca în mod eficient. Trebuie să ajungă la un armistițiu cât mai curând posibil pentru ca medicii să poată lucra la capacitate maximă. Medicii sunt nevoiți să ofere îngrijiri de urgență chiar pe coridoare. Pentru a face față afluxului de răniți, două școli din apropiere au fost reutilizate pentru a găzdui încă 300 de pacienți. Pentru echiparea clădirilor sunt necesare paturi, saltele, materiale chirurgicale, echipamente, dar și medicamente. Medicii cer accelerarea procesului de transfer al pacienților în afara fâșiei Gaza. Cei de la Ministerul Apărării din Taiwan au declarat că a detectat 8 baloane chineze cu aer cald care traversau strâmtoarea Taiwan în doar 24 de ore. Dintre acestea, 5 au zburat direct deasupra insulei. Timp de două zile la rând, Ministerul Apărării din Taiwan a înregistrat cel mai mare număr de baloane de când a început să publice informații despre acestea. Potrivit Taipei, activitatea sporită a Chinei în aer reprezintă o amenințare pentru securitatea aviației și este o încercare de război psihologic. Autoritățile chineze susțin că baloanele sunt destinate cercetării meteorologice și nu ar trebui folosite în calitate de instrument de luptă politică. Taiwan se plânge de apariția regulată a baloanelor chineze în spațiul său aerian începând cu luna decembrie 2023. În plus, avioanele militare chineze zboară în mod regulat în strâmtoarea Taiwan și traversează adesea linia media acesteia, care anterior a servit de linie de demarcație neoficială între RPC și autoproclamatul Taiwan. În luna ianuarie, Taiwan a organizat alegeri prezidențiale. Acestea au fost câștigate de către candidatul Partidului Democrat Progresist și susținător al independenței Lai Ching-te.
La Berlin au avut loc alegeri repetate, parțiale în Bundestag. 550.000 de alegători au fost invitați la secțiile de votare. Rezultatele nu au afectat raportul de putere din Parlamentul German, toți deputații și-au păstrat mandatele. În luna decembrie anului trecut, Curtea Constituțională Federală a dispus realegerea parțială din cauza mai multor nereguli în timpul votului de acum 2 ani și jumătate. Atunci au fost semnalate cozi uriașe, lipse de buletine, dar și o penurie de cabine de vot. Fostul premier Alexander Stubb a câștigat al doilea tur al alegerilor prezidențiale în Finlanda. Politicianul și-a depășit rivalul Pekka Haavisto cu o marjă destul de mare. După numărarea celor aproape 100% din buletine, Stubb a clasat în frunte cu peste 52% dintre voturi, iar pentru Haavisto și-au dat votul aproape 49%. La competiția electorală au participat 9 candidați. Prezența la vot la al doilea tur al alegerilor prezidențiale a fost destul de scăzută pentru Finlanda. La urne au ajuns puțin peste 70% dintre cetățenii țării. Rezultatele finale ale alegerilor vor fi confirmate de către membrii Ministerului Justiției pe data de 14 februarie. Alexander Stubb are 55 de ani și este un susținător al aderării Finlandei la NATO, al extinderii Uniunii Europene și al stabilirii de legături puternice cu Statele Unite. Investirea noului președinte este programată pentru data de 1 martie. Spre deosebire de multe țări europene, în Finlanda, președintele deține putere executivă, este comandant șef și influențează politica externă a țării. Afacerile interne sunt gestionate de guvern și de către prim-ministrul statului. Scandal politic de anvergură în Ungaria. Președintele Katalin Novak a demisionat. Anul trecut i-a grațiat un bărbat condamnat pentru că a ascuns mai multe cazuri de abuz sexual asupra copiilor la un orfelinat de stat. Informațiile la acest subiect au devenit publice abia acum și au provocat imediat indignare și proteste în societate. Katalin Novak a recunoscut că a făcut o greșeală și, prin urmare, nu mai poate ocupa funcția de președinte. Ea le-a cerut iertare tuturor celor pe care i-a dezamăgit, precum și de la victimele cu pricina. Politicianul ocupa funcția de președinte începând cu luna mai anului 2022. Amintim că, după incident, premierul Viktor Orban a introdus un amendament la Constituție pentru a interzice grațierea actorilor condamnați pentru pedofilie. Alergătorul kenian Kelvin Kiptum, care a stabilit recordul mondial la maraton în anul 2023, a murit într-un accident de mașină. Sportivul avea 24 de ani. Ministrul sportului din Kenya a scris pe rețeaua de socializare X că țara a pierdut o bijuterie. De asemenea, organizatorii maratonurilor de la Londra și Boston au exprimat condolianțe pentru moartea lui Kiptum. Accidentul s-a produs duminică seara târziu în vestul Keniei. Kiptum, care se afla la volanul mașinii, a murit împreună cu antrenorul său, Gervais Hakizimana, spun oamenii legii. O femeie care se afla și ea în mașină a fost internată cu multiple răni. Președintele IAF, Sebastian Coe, a exprimat condoleanțe familiilor, prietenilor, colegilor de echipă și întreg poporului kenian. În luna aprilie, Kiptum urma să participe la maratonul de la Rotterdam. De asemenea, el a fost inclus în lotul kenian pentru Jocurile Olimpice din anul 2024 de la Paris. Acestea au fost știrile, dragi telespectatori, vă îndemnăm să rămâneți în continuare alături de postul nostru de televiziune, astfel încât în grilă puteți urmări filme, seriale, emisiuni de divertisment, dar și analitice. Eu sunt Irina Boțu și vă mulțumesc pentru atenție.